Salutare și bine v-am regăsit la încă un videoclip cu mâncare. Astăzi mergem într-un loc absolut senzațional. Urmează să vedeți. Acum mă încalz, cobor și mergem. Pentru că nu merg singur, merg cu Peach. Hai că a ajuns Peach. Ce faci, frate? Bine, frate. Peach nu știe, cred că, încă unde o să mergem. Sau? Ai vreo bănuială? Nu. Așa, nu știu, ceva... Măcar... Pui! Pui! Dar de unde știi? Deci astăzi mergem la Lebab Fried Chicken, unde o să vedeți imediat ce mâncăm. Acum, la Lebab sunt două locații, noi mergem să vedem unde găsim loc. Și tu ce ai făcut, mă, azi? Nimic nou, sub soare. Ce am făcut? Ai început vlogul? Nu. No. Și când ai dai drumul? Nu știu când îi dau drumul, dar puteți să vă abonați pe acum. Păi las link în comentarii la canal. Și hai că asta a fost una scurtă, pentru că am încercat eu să filmez ceva, doar că nu aveam microfonul pornit. Și am intrat, am luat și mâncarea. Și acum merg rapid cu Peach să... Top oameni în mașina asta, frate. Să? Să mâncăm! O chestie super mișto care se întâmplă la prânz în locațiile astea Lebab, care acum sunt două în București, unul în Piața Amzei și unul aici pe Moșilor, e că plătești un singur burger și primești doi. Și asta înseamnă că noi am dat 37 de lei și practic mănânci doi oameni cu 37 de lei. Aici sunt burgerii, sunt doi după cum se vede. Unul nu are salată și unul ăla e al meu. Iar asta au costat fix 37 de lei. Eu zic că e mega deal. Zi-mă, de ce nu începi vlogul? Dacă m-ar lăsa acum să fac poliția o stânga. Te lăsa? Poți să-i filmezi. Op! S-o da claxon. Trebuie să începem un vlog, un car vlog. Dar am nevoie de suportul vostru, așa că trimiteți câte 10 euro pe Revolut și o să mă apuc. Și ăsta, uite cum o lăsa mașina. Are și el un, da, un pic de treabă, de lăsat aici ceva. Ia uite. Două minute, boss. O mut acum. Cât de greu vă închipuiți voi că e procesul creativ? Adică, nu știu, filmez o chestie, filmez un clip cu mâncare, de exemplu, și crezi că totul e doar să-l filmez? Nu. Nu? Nu, garanta nu. E mult mai mult de atât. Vă zic eu, când încerc să fac vlog de vreo două luni și nu-mi iese. De ce nu-ți iese? Pentru că vine mașina. Ba! Pentru că orice ai face, ți se pare că e plictisitor, pentru că o să te uiți doar tu la el și o să zici, ma, nu-i ce trebuie. Și apoi, soluția ar fi să-l încarci pe net, să vezi ce zic oamenii, dar... E clar că la primele vloguri nu o să zică nimeni nimic și atunci s-ar putea să fii dezamăgit. Exact așa e. La început îl pui, poate cu puțin noroc să uite și cineva la el și după aia tot, să zicem că faci improvement pe calitatea lui. Ce poți să mai... Ori, nu știu, filmezi cu ceva diferit, ori vii cu niște idei diferite, dar în principiu dacă nu începi de undeva, părerea mea, că e greu. Mulțumim. Acum o să punem să parchezi mașina singură. Poți să filmezi, uite. Yeah. Ia o mâna de pe volan. Mașina ia singură virajul. Dar nu mai parchezi mașina singură? Momentan nu suportă funcția asta în Europa și mașina nu poate parca singură. Ne-a dat aici un mesaj, a zis că trebuie să parcăm noi manual sau să plătim subscripția anuală. Plus că în România nu avem locuri de parcare, real vorbind, locuri de parcare. Am parcat-o pe trotuar pentru că nu avem suport pentru țara asta. Salut, comanda de la Glovo. Pentru că am ajuns acasă, fără salate, șervețele umede, hai să vedem cum arată burgerașul. Arată bine. Bine, am mâncat burgerul ăsta de extraordinar de multe ori, nu mă plictisesc de nicio culoare de el. E impropriu spus că e un burger, pentru că e mai mult un burger cu fried chicken, asta înseamnă că nu înseamnă nimic.
Ia fă un thumbnail. Și acum să trecem la partea care îmi place mie cel mai mult. Îl tăiem? Nu-l mai tăiem, îl mâncăm direct. Acum hai să vi-l arăt așa un pic, iau un pic asta să-l vedeți cum arată înăuntru. Are o bază de brioșă chiflă din asta, un sos făcut ei în casă, puiul pe care îl gătesc ei acolo într-un mod super special, nu știu exact ce-i fac, dar e foarte, foarte gustos și foarte fraged. Jalapenos, pe care eu știu că de obicei sunt cam mulți, așa că o să-i dau un pic deoparte. Un sos corean, care ăsta, părerea mea, că face toți banii, este absolut genial. Pe bază de kimchi, chestii de-astea. Și niște ceapă din aia, nu știu exact cum se pronunță, dar știu că se scrie chives, ca cum se scrie, a? Și văd că niște pătrunjel, pe care vine și chifla înapoi și hai să vedem ce gust are. Și hai să vedem că l-am mâncat de 100 de ori. L-am mâncat de 100 de ori, dar e la fel. După ce îl muști, așa arată. Practic, burgerul sandwich-ul ăsta este fix un sandwich cu schnitzel, să zicem așa, în el. Doar cu un schnitzel făcut într-un mod extraordinar de bun, cu un gust excepțional. Nu exagerez deloc când zic că ăsta e aproape preferatul meu ca preparat de peste tot de unde am mâncat vreodată. Poate și eu subiectiv, dar e exact ce-mi trebuie mie ca și gust. Ca asta în materie de fast food, normal. Am prins jalapeno, nu l-am dat la o parte. Ideea e că unul de ăsta e destul de mic, dar e foarte bun calitativ așa. M-am răspai și rău. M-a dus pe niște fruity fresh. Fruity fresh, gustul copilăriei. E roz de la grapefruit. Adică pune foarte mult grapefruit în el și este roz. Dar gustul e Acum cred că luăm o mică pauză să mănânce și cameramanul. Poftă mare. Nu mai luăm nicio pauză. Cameramanul zice că vrea să termine o prima dată. Nu am nici câte unii placu. Acum recunosc că eu vreau să filmez clipul ăsta cu sandwich-ul ăsta de, să nu exagerez, de când am început canalul ăsta, am zis că o să fie printre primele preparate pentru că îmi place mie foarte mult. Mai aproape și știu de burger, băi. Nu mă, gen. Zoom. Vino așa spre el, mai du-te înapoi, mai dinamic. Am făcut asta până acum. Încă puțin și-l termin. Uite un burger pe care l-am mâncat în 2 minute. Uitați-l cum arată înăuntru. E aproape gata. Are și gust de ghimbir, așa puțin. Nu știu. Probabil e din sosul ăsta. Nu știu ce le depici. M-am apucat de TikTok. Bravo. Niciodată. Mai e puțin din el și deja îmi pare rău că l-am mâncat așa rapid. Vreau să-l savurez, dar pe cameră e mai greu. Bă, dar tu nu vrei să faci niște de alea. Mukbang-uri? Nu, frate, dar dacă tot filmești așa, faci de alea 30 de secunde de cinematic cu el, când îl tai, când îl pui pe aia, când... Că așa numai discuții, că te filmezi de 4 minute. 4 minute cred că are la arătare așa, dacă arunc un cuțit, un blat, o ceva, un cinema, o tranziție, no. O pe spate. No, e vorba de astea 4 minute, doar nu se uită niciodată 4 minute. E vorba de astea 4 minute, rămân 30 de secunde pentru că îl faci da. Foarte zâm, 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 pam, zici, nu ai. Așa, da. Dar un, asta, de ce doar un cinematic de ăla cu el cânta la pui, pune pe fundul ăsta, tăiești de aproape și o tăiești, nu? Nu. No. Păi da, tu nu ești încântat de astea la video? Când te uiți? Eram cândva, nu mai sunt, mai ales dacă mă uit la video cu mâncare, să-l văd pe îmi place să mănâncă, faci așa ceva. Nu ți-ar plăcea? Da. Nu, frate, eu mănânc. Irec? Am cam terminat. Dacă am terminat și burgerul, nu prea m-am apucat să vorbesc așa prea mult pe clipul ăsta și pentru că burgerul nu e unul exagerat de mare și un burger pe care poți să-l mănânci absolut rapid. Dar, ce așa special la burgerul ăsta, e puiul. Mai râde, frate. De ce râzi, mă? Acum ziceai că e special, că-l mănânci, murea mai tare de... Și cel mai special e burgerul. E puiul și de ce e puiul? Pentru că
El e gătit într-un mod super interesant de oamenii ăștia de la Lebab. Practic, Lebab este un lanț de mâncare, să zicem așa, libaneză, orientală, reinterpretată. Dar, între timp, au venit și cu chestia asta care se numește Lebab Fried Chicken, unde prăjesc efectiv puiul într-o ou cu făină pe care îl fac ei acolo, pun și niște condimente înăuntru. Puiul este absolut suculent, este foarte, foarte fraged și dulce, așa, bun, rău de tot și un pic picant. Acum ei fac puiul și în forma asta de burger, dar au și strippers din aia micuți, crispy strips, să le zicem așa, au și aripioare, deci puteți încerca mai multe chestii la ei. Bă, pentru 37 de lei, 2 burger de ăștia, eu zic că trebuie să mergeți, dacă aveți cum, cât mai curând. În altă ordine de idei, mersi mult că v-ați uitat la încă un clip, abonați-vă, alăturați-vă canalul și ne vedem într-un clip următor. Buh.